Testăm un nou suport de vlogging de la Pulus. Salut și bine ai revenit pe canalul nostru gsmnet.ro. Astăzi o să-ți prezint un suport de vlogging de la Pulus 4-in-1 Live Broadcast se numește. Așa arată pe spate și pe față. Este ideal pentru filmări în interior sau exterior și vă oferă posibilitatea de a face filmări inedite și precise atunci când faceți vlogging sau când filmați pentru rețele sociale. El este din suport metalic cu două mânere din cauciuc care vă oferă aderență și pentru o ținere fermă în mâini și haideți să vă arăt ce conține pachetul. Acesta este primul accesoriu din pachet. Mai avem un microfon și un cablu audio cu doi conectori jack 3,5 mm. Mai avem o montură și mai avem doi suporți în formă de trepied. Să vă arăt. Și mai avem un mini suport. Aceasta este versiunea cea pe care o avem de la Pulus. Este prima versiune și aceasta este cea de-a doua versiune. Haideți să vi le pun ca să vedeți diferența între cele două. Cel Live Broadcast este un pic mai mare față de versiunea precedentă. Să trecem acum la modelul cel nou de Live Broadcast. Haideți să vedem cum putem să atașăm diverse dispozitive. Și acum să-l testăm. El este pregătit, panoul de LED-uri îți este de folos atunci când nu beneficiezi de multă lumină. Microfonul este pregătit pentru o înregistrare audio cât mai fidelă și cât mai îmbunătățită, iar suportul de vlogging poate fi folosit pentru filmări sub această formă sau poți să pui pe o suprafață plană și să filmezi de la distanță. Salut, acesta este testul folosind suportul de vlogging Live Broadcast. Îl poți găsi pe site-ul nostru gsmnet.ro. Dacă ți-a plăcut, te poți abona pe canalul nostru apăsând butonul subscribe și clopoțelul și până data viitoare, hai să cumpărăm de la gsmnet.